Săptămâna trecută și președintele partidului nostru cumva a anunțat lansarea proiectului politic al lui Ștefan Gligor. Spuneți-ne deja, domnul Gligor, lansat sau nu lansat? Înainte de toate, eu foarte răbdător am ascultat. Am pierdut 30 de ani pe dezbaterea ișchierului politic moldovenesc. Curușii, rușii, cu rusă sau unirea. Eu sunt afar, în afară acestui șchier politic eu îl neg și îl refuz. În loc să adoptăm un pachet, un program, un contract social susținut de cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnie, naționalitate, limbă vorbită, viziuni geopolitice, politice, mai pierdut 30 de ani pe discuții despre nu știu ce. Eu nu accept, nu mai accept, nu vreau. Săptămâna viitoare... Dreptul meu, să nu acceptați. Dreptul meu să nu fiu întrerupt. Săptămâna viitoare, eu, împreună cu colegii mei, multe persoane, mai multe persoane, dintre care unele sunt și notori, vom ieși cu o inițiativă de solidarizare a societății în jurul a șapte piloni de guvernare a Republicii Moldova. În afara vectorilor, în afara geopoliticii, în afara discuțiilor sterile despre cine suntem unii. Anunțați lansarea unui partid politic? Anunțăm săptămâna viitoare un concept despre ce avem de făcut cu Republica Moldova și ce trebuie să negociem între noi ca cetățeni pentru a face cu Republica Moldova. Și, doi, o clipă, că e greu să-ți exprim gândurile în așa fel. Doi, cine suntem noi. Cei care lansăm un grup de inițiativă pentru crearea unui proiect politic, are menirea să ne solidarizeze în jurul unui concept de guvernare a Republicii Moldova. Mă că până la pauză de publicitate nu veți spune acest lucru. În sfârșit, Ștefan Gligor a recunoscut. un proiect politic, mai multe detalii vor fi anunțate săptămâna, în săptămâna viitoare. Dar, oricum, eu trebuie să fac un blitz-interviu, la fel ca și cu domnul Condreanu, care astăzi a anunțat nu formarea grupului uh, uh, de, grupul de inițiativă. În primul rând, uh, puteți să-mi dați măcar câteva nume cunoscute în public, cine va fi dumneavoastră în acest partid? Nu, pentru că numele de regulă se prezintă în cadrul um, prezentării grupului de inițiativă. Noi vom face un eveniment, mă rog, desigur suntem în pandemie și cu maximă responsabilitate, doar cu prezența presei. Vom expedia invitațiile în adresa mass media. Uh, și vă vom, vom ruga de sigur respectos să uh, veniți la acea prezentare a conceptului și a echipii. Noi suntem, pot să vă dau câteva detalii, noi suntem la moment peste 30 de persoane, o bună parte, o mică parte, o treime, aproximativ o treime, își poate permite la moment să iasă în public. Cei care au această posibilitate o vor face săptămâna viitoare, cei care la moment nu sunt prezenți în țară sau la moment au obligații care nu le permit să intre public în politică, o vor face pe parcurs. Ceea ce este important e că noi săptămâna viitoare anunțăm viziunea noastră cu privire la cum dezvoltăm Republica Moldova printre, ca model economic, printre, ca justiție printre și ca aceste protecție persoane, sociale, și notori, despre care vorbiți, sunt și cei care ocupă funcții publice acum, la ora actuală? Funcții publice acum? Nu, nu, no. din câte cunosc. Nu. Dar de ce, din care motive ei deocamdată nu pot ieși în public? Pentru că au obligații pe, de exemplu, contracte internaționale. Pentru că sunt... suntem oameni responsabili. Eu vreau să spun lucruri. Eu am mai mult, Domnule Grigor, da. pe banii cui? Pentru că aceeași întrebare. Pentru că lumea primul lucru care vă spune cine plătește și cine comandă pe banii noștri și sper foarte mult în viitor pe banii cetățenilor. Și explic foarte simplu. Și pentru mine anul 2020 a fost unul foarte dificil și pentru cetățenii noștri, pentru toată țara. Dar dacă noi nu ne vom învăța să ne finanțăm proiectele politice și politicienii în care avem încredere, nu pentru că sunt nu știu cine, ci pentru că știu ce au de făcut, dacă noi în continuare nu vom învăța să contribuim inclusiv financiar la proiectele politice, repet, în care avem încredere și de care ne legăm speranța, proiectele politice vor fi finanțate de crimă organizată, oligarhi și interese obscure sau alte state. Deci, ați acotit a, a, a a, 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 aproximativ cât costă lansarea unui partid? Deci, cu cât începeți? Odată ce um, a fost modificată legea cu privire la partidele politice, odată ce a fost scos acel cenz de 18 unități teritoriale administrative de gradul 2 și este nevoie de 1000 de membri, asta este cenz minimal, deci un minim de 1000 de membri, procedura s-a simplificat și cel mai important s-a ieftinit. La moment, eu și colegii mei din grupul inițiativă vom acoperi costurile conform legii în măsura posibilităților. Sunteți gata să le anunțați acum aceste costuri? Aproximativ, fie că oamenii să Costurile sunt de chirie unui birou modest, de cheltuieli pe uh, motorină benzină, de cheltuieli pe um, telefonie de închiriere a sălii. Deci este vorba de câteva zeci de mii Sunt de lei. Sunteți gata din numire să o anunțați? Pentru că domnul Cudreanu ne-a spus uh, care a fost un variant. Nu, no. pe... nu, pentru că acest lucru trebuie să aibă loc. Eu, de fapt, nu intenționam Fine. astăzi. variante, stejar, a... nu știu, taburețca, de dreapta, de În <laughs> Republica Moldova, ce... doamna mără, puțin mă, mă cunoașteți puțin Cunoaț, asta este. Da, o expresie, nu vă da, nu voi ascunde acest lucru. Da, uh, nu ascund, nu acest lucru, sunt ani buni de când eu vin. Uh, știți că eu sunt așa sistemic în abordările mele. În Republica Moldova sunt 65 de partide înregistrate la Agenția Servicii Publice. Din ele vreo 47 sunt cu acte în regulă, participă, se înregistrează, sunt la evidența Comisiei Electorale Centrale ca partide cu acte în regulă. 65 de denumiri. Eu să vă să-mi spuneți 7, 10 eu cred că dumneavoastră o să aveți o mare problemă. Desigur că denumirea este importantă, dar oamenii fac denumirea. Eu cred că și conceptele cu care vin fața cetățenilor. Asta trebuie să țină minte oamenii. Denumirea este importantă și sigla este importantă. Noi avem și denumirea și uh, logo Săptămâna viitoare când anunțați mai mult? Viitoare? Uh, săptămâna viitoare noi o să o concretizăm exact și o să venim cu ziua exact, și concretă. Și, și să reveni, da, atunci revenim... Păstrăm intriga! Da.